FC Botoșani a dat o lovitură de imagine prin transferul lui Mahmud Al-Mawas pe Municipal. Este probabil cel mai iubit jucător sirian, iar fanii lui au luat cu asalt pagina de Facebook a clubului botoșenean, transmițând mii de mesaje. Astăzi, jucătorul în vârstă de 27 de ani a fost prezentat oficial. În cadrul conferinței de presă, fotbalistul a vorbit însă în limba arabă, iar traducerea s-a lăsat așteptată. هذا التحدي بالنسبة لي كتير مهم وهاي بوابة لي لحتى أقدر أروح على فرقة كبيرة بأوروبا وإن شاء الله بكون قد المسؤولية لفريق بوتشاني ولإلي بشكل عام. Pe lângă publicitatea făcută clubului de pe Municipal, antrenorul echipei FC Botoșani spune că Mahmud Al-Mawas este un jucător de perspectivă, pe placul lui și care va face o figură frumoasă în Liga 1. Să-i facem adaptarea mult mai ușoară, mult mai repede, pentru că este un jucător valoros, un jucător care are peste 60 de meciuri jucate internaționale, la nivel internațional, ceea ce spune mult despre valoarea lui, ca om și ca jucător. Ce calități are? Este un jucător pe profilul meu, un jucător așa cum place mie, chiar dacă nu are o statură impozantă, îmi plac foarte mult jucătorii rapizi, jucătorii care știu să descurce pe spații mici, criză de timp de spațiu și el este unul din acești jucători. Mahmud Al-Mawas este un jucător de atac și este cotat pe site-ul Transfermarkt la suma de 675.000 de euro. Jucătorul a semnat cu FC Botoșani pentru o perioadă de 2 ani de zile. Hai să-i Botoșani!